A trecut exact 6 ani de când a venit protecția la ușa noastră, neanunțat, neașteptat, și au luat toți copii, toți 5, acum avem 7. Și ei n-au vrut să ne asculte, n-au vrut să ne cunoaște. Și nici pe noi, nici pe familia noastră, nici pe prieteni. Avocații care au intrat au zis că e mică șansă să câștigăm la primul proces, că așa e statistic. Și în procesele mai încolo au zis că tot greu e. Odată au spus și că o să vă simțiți că sunteți în groapă leului. Și așa am simțit. Și așa imaginez că o simte și Camelia și Petru. Număr că ne-a fost foarte greu, dureros, casă goală, o liniște spirituală, un dor de nespus, grijorare, stres, durere fizic, nu se poate descrie cum a fost. Și așa știu și că e greu pentru Camelia și Petru, dar numai ei știe exact cum se simte pe pielea. Cât Domnul a trimis o grămadă de oameni să ne ajute, oameni că nu ne-am cunoscut deloc dinainte, și așa ne-a întărit și într-un mod neașteptat, cum a scos pe o grămadă de oameni în stradă la protest și cum a vorbit și prin politicieni și prin mulți alți oameni. Domnul a lucrat foarte frumos. Nu ne-am imaginat deloc cum o să lucreze Dumnezeu. Și știm că o să lucreze și pentru Camelia și Petru. Și faptul că suntem astăzi aici și au fost și protestele mai multe locuri, ei pot vede la fel că cum lucrează Domnul și prin proteste. Și ne rugăm că o să simte să trăiască. Experience. Da, ca o să vină copiii cât mai repede acasă și poți să strângi și ei pe copii în brațe. Amin. Să împlinească Domnul asta cât mai repede și să trece timpul cât mai ușor. Vă mulțumim că ne-ați susținut atunci și vă mulțumim că susțineți familia Furdui acum. Domnul să vă binecuvânteze!